Alice sunt, bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet. După cum bine ați văzut și în prezentarea acestui tutorial, astăzi vom lucra împreună o frumoasă beretă, bască, cum doriți să o numiți, croșetată. Eu am realizat-o din acest minunat fir Alize Angora Gold. Se lucrează cu andrele între 3,6 sau cu croșetă între 2 și 4, cu andrele între 3 și 6 ca și grosime, mă scuzați. Așa, am ales, după cum ați văzut, acest minunat degrade cu nuanțe de verde, mai închis, mai deschis și maro, bej, da? Culorile toamnei în general. Am început ca și grosimea firului, aș fi vrut să vă mai fac și această precizare. Este o idee mai subțire decât Alizeul Diva Silk Effect. Fiindcă este un fir cunoscut, am zis să îl compar cu acest fir Alize Diva. Deci este o idee mai subțire acest Alize Angora. Eu voi lucra cu o croșetă de 2,5. Mai întâi vom începe banda elastică, uitați, pe care eu am făcut-o. Deci este ca un elastic, uitați cât de frumoasă este. Eu am circumferința capului 59 de centimetri. Am făcut această bandă fiindcă mereu spun că lucrez pentru mine, dar niciodată nu se știe soarta acestor proiecte finalizate, unde ajung. Eu, ca și măsură, am început să lucrez și spun că le lucrez pentru mine. Așa, ia să vedem. Deci, pe probatelea, banda mea a ieșit de 51 de centimetri. Da? La o circumferință de 59 de centimetri, dat fiind că este o bandă elastică, mi-a ieșit de 51 de centimetri. Dumneavoastră, în funcție de grosimea firului, de grosimea croșetei, vă orientați și faceți să vă iasă mărimea pentru care dumneavoastră lucrați. Și țineți cont, mă repet, de faptul că este elastic, da? Deci se întinde. Așa. Vom începe pe un număr de imediat. Să începem banda, să vă arăt cum se face. Așa. Vom face un ochi de lanț. Da? Așa, și vom lucra 16 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Această bandă o veți face cât de lată doriți dumneavoastră. Deci puteți să începeți și pe un număr de ochiuri mai mic. Nu este nicio problemă. Și începem din ochiul 2 și lucrăm piciorușe scurte. În fiecare ochi câte un picioruș scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, facem un ochi de lanț și întoarcem lucru. Băgăm în primul ochi, luăm amândouă firele, da? Și facem un picioruș
scurt. Următoarele ochiuri le vom lucra, însă, următoarele piciorușe scurte, însă vom lua nu amândouă firele, nu băgăm croșeta prin amândouă firele, ci doar prin firul din exterior, da? Și lucrăm piciorușe scurte. Băgăm în următorul ochi, luăm firul din exterior, da? Băgăm în următorul ochi, facem picioruș scurt. Și lucrăm la fiecare rând, vom lua și vom lucra doar prin firul din partea exterioară. Doar la capete o să vedeți primul ochi și ultimul vom băga prin amândouă firele, ochiurile de margină. Da? Acesta este modelul de bandă elastică. Deci facem și penultimul, așa, și ultimul ochi băgăm, dar prin amândouă firele. Scoatem și facem piciorușul scurt. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucrul și băgăm din primul ochi, la fel agățăm amândouă firele. Și următoarele piciorușe le vom lucra, dar băgând prin ochiul exterior, nu prin amândouă. Este greu, este un model ușor, este o bandă elastică, puteți să o folosiți în multe din proiectele dumneavoastră, la fustițe, la pantalonaș, chiar și la bluzițe, ca bandă de final. Așa. Am ajuns la ultimul ochi, la fel bag prin amândouă, da? Am luat amândouă firele, scot, da? Un ochi de lanț, întorc, bag din primul ochi, luând amândouă firele pe croșetă și continui, dar luând ochiul din exterior. Și așa veți lucra până când veți obține lungimea dorită, da? În funcție de circumferința capului pentru care dumneavoastră lucrați. Deci țineți cont, primul și ultimul, luați amândouă firele. Da? Băgați prin amândouă, cu atenție. Și așa se vor forma aceste rânduri în evidență. După cum ați văzut, eu am lucrat banda necesară măsurilor mele. Acum voi încheia. Bag aici. Scot ochiul. Da? Torc și vom lua și dintr-o parte și din alta și vom face piciorușe alunecate. Fac un ochi de lanț, bag în primul ochi, bag și în următorul, scot, fac picioruș alunecat, bag prin următorul ochi și prin cel de pe partea cealaltă și fac picioruș alunecat.
tot așa, până la final. Fiind partea mai închisă, cred că se vede mai greu. Nu contează că e o parte mai închisă, una mai deschisă. Mie, de exemplu, îmi place cum se așează culorile. Așa. Deci băgăm în fiecare ochi. Este ușor pufos acest fir de angora, deci să știți că dacă doriți să stricați ce ați lucrat, cam greu trebuie să țineți cont de acest aspect. Și băgăm și aici în ultimul, să facem legătura. Da, facem un ochi de lanț și vom începe. Da? Întoarcem lucrul ca să lucrăm pe față, că aici este dosul, da? Întoarcem lucrul și acum în fiecare ochi băgăm și lucrăm piciorușe scurte. Vedeți că sunt niște găurele. Băgați în fiecare gaură și lucrați un rând. Sper că n-am ieșit din cadru. Deci, băgați în fiecare gaură. Și facem un rând de piciorușe scurte. Da? Și veți lucra așa până aici. Am terminat rândul de piciorușe scurte și acum vom spori. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, dăm după croșetă și în primul ochi, da, vom face 2 piciorușe duble. 1. Deci în același ochi, 2 piciorușe duble. În următorul un picioruș dublu, în următorul 2, 2, 1, 2, 1, da? Un ochi sporim, unul nu. Și facem așa tot rândul și apoi vom începe modelul. Da? Deci 2, 1, 2, 1, 2. Da? Am terminat și rândul de sporiri și vom începe modelul. Am unit cu picioruș alunecat. Ridicăm 3 ochiuri de lanț. Dăm după croșetă. Băgăm la baza celor 3 ochiuri de lanț, scoatem fir, dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi, dăm după croșetă și băgăm în următorul și scoatem fir. Și avem 2, 4, 6, 7 fire pe croșetă. Scoatem prin toate 7, facem un ochi de lanț, dăm după croșetă, băgăm la baza ultimului picioruș lucrat, da? Scoatem, dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi, dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi. Avem din nou 7 fire pe croșetă, scoatem prin toate 7 ochi de lanț. Dăm după croșetă, băgăm la baza ultimului picioruș
dublu lucrat și scoatem fir. Dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi. Dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi. Scoatem prin toate și facem un ochi de lanț. Dăm după croșetă, scoatem, dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi, dăm după croșetă, băgăm în următorul ochi. Scoatem prin toate, da? Acesta este modelul nostru, așa vom face tot rândul. Și am terminat primul rând de model, da? Avem aceste bobițe, hai să le spunem așa, da? Așteptăm să vină partea deschisă a firului ca să vedeți și dumneavoastră mult mai bine modelul. Dăm după deci am făcut ultima bobiță, fac ochiul de lanț, dau după croșetă și încep deja următorul rând. Bag pe lângă cele trei ochiuri de lanț cu care am început, scot fir, dau după croșetă, bag deasupra la bobiță prin cele două fire și scot fir, dau după croșetă și bag pe lângă bobiță acum, în acest spațiu și scot fir. Și am 2, 4, 6, 7 fire pe croșetă. Scot prin toate un ochi de lanț, da? Dau după croșetă, bag în același spațiu, da? Scot, dau după croșetă, bag deasupra următoarei bobițe prin cele două fire, scot fir, dau după croșetă, bag în următorul spațiu, am din nou 7 fire pe croșetă, scot, ochi de lanț, dau după croșetă, bag în același spațiu unde am băgat și ultima dată, dau după croșetă, bag deasupra la următoarea bobiță, dau după croșetă, bag în următorul spațiu, scot, ochi de lanț, da? Așa vine modelul nostru, uitați. Dau după croșetă, dau după croșetă, scot fir, dau după croșetă, bag prin spațiu. Și lucrăm așa tot rândul. Da? Spor! Am terminat și rândul 2 de model. Uitați, acum se vede mult mai bine. Da? Am ajuns aici, la finalul rândului. Dăm după croșetă, băgăm în spațiu, dăm după croșetă deasupra bobiței, dăm după croșetă, băgăm în spațiu, scoatem prin toate, ochi de lanț, dăm după croșetă, băgăm în spațiu, dăm după croșetă deasupra bobiței, scoatem fir, dăm după croșetă, băgăm în spațiu, scoatem prin toate și am făcut trecerea la următorul rând. Eu voi lucra 8 rânduri de bobițe, la fel și dumneavoastră veți lucra 8 rânduri de bobițe și ne vedem după ce terminăm cele 8 rânduri. Spor! Ia uitați ce frumos iese modelul meu! Da?
V-am spus anterior să lucrați 8 rânduri de bobițe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu am mai lucrat încă un rând, deoarece am vrut să ajung la înălțimea capului, adică la 15. Da? Deci, veți lucra până ajungeți la 15 cm. Din această cauză, eu am mai făcut încă un rând de bobițe. Deci, am 9 rânduri de bobițe. Și acum, începem scăderea. Și vom face în felul următor. Unde am încheiat rândul, am pus un semn, un marker, da? Și acum vom lucra 10 bobițe și apoi vom face scăderea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 2, 4, 6, 8, 10. Acum vom face scăderea astfel. Vom da după croșetă. Băgăm în spațiu. Băgăm și scoatem fir deasupra bobiței. Dăm după croșetă. Băgăm prin spațiu. Dăm după croșetă. Băgăm deasupra următoarei bobițe, dăm după croșetă, băgăm în următorul spațiu și scoatem fir. Și avem 2, 4, 6, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fire pe croșetă. Și scoatem prin toate. Da? Deci din două bobițe am făcut una. Și asta este o scădere. Facem un ochi de lanț, dăm după croșetă și lucrăm următoarele 10 bobițe. Deci aici avem o scădere, da? Și numărăm 2, 4, 6, 8, 10. Și acum vom face a doua scădere. Dăm după croșetă, băgăm prin spațiu, scoatem fir. Dăm după croșetă, băgăm deasupra la prima bobiță, scoatem fir. Dăm după croșetă, băgăm prin spațiu. Dăm după croșetă, băgăm deasupra la a doua bobiță. Dăm după croșetă, băgăm în următorul spațiu. Da? Și scoatem.
scoatem prin toate. Și am făcut și a doua scădere. Și tot așa veți face până la finalul rândului. Lucrați 10 bobițe, faceți o scădere și rândul se va încheia aici lângă marker cu o scădere. Spor! Deci am finalizat primul rând cu ultima scădere. Da? Acum am lucrat în continuare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bobițe. Da? Aici avem prima scădere. Aici este a 10-a bobiță. Deci vom scădea, da? Această parte. Da? Dăm după croșetă, băgăm prin spațiu, dăm după croșetă, băgăm aici deasupra bobiței, dăm după croșetă, băgăm prin spațiu, dăm după croșetă, băgăm aici unde am avut prima scădere, dăm după croșetă, băgăm prin spațiu și scoatem prin toate și apoi un ochi de lanț. Și lucrez în continuare. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Ochiul de lanț. Nouă. Aici avem a doua scădere. Aici avem a 10-a bobiță. Deci vom face o scădere. Dăm după croșetă, băgăm prin spațiu, dăm după croșetă, deasupra bobiței, dăm după croșetă, prin spațiu, dăm după croșetă, băgăm aici unde s-a format bobița pe care am scăzut-o. Scoatem prin toate și am mai făcut o scădere, da? Pe rândul următor veți face 8 bobițe, a 9-a și cu bobița aceasta mare care a fost scăzută le vom scădea, deci din 2 vom face una și tot așa până se strânge lucrul. Vă doresc spor în continuare și ne vedem la final. Gata și băscuța mea, uitați, deci am avut 7 scăderi, am ajuns la rândul în care bobițele mari, adică rezultate în urma scăderii, sunt în număr de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Aici mi-a ieșit firul, dar nicio problemă, că reparăm. Da, facem ochiul de lanț și acum mai facem un rând de model. Deci 7 bobițe.
1. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Și ultima. Șapte. Da? Și acum am rupt firul, scoatem o buclă, scoatem firul pe dedesubt, aici în mijloc. Da? Băgăm pe sub bobițele noastre. Ca să încheiem aici în mijloc, da? Deci băgăm pe sub bobițe. Și automat lucrul se strânge. Facem o buclă. Și gata. Păscuța noastră. Aici am încățat un pic firul, dar se rezolvă. Ia uitați ce frumos. Da, foarte frumos. Și așezarea culorilor este deosebită, a ieșit un lucru deosebit, uitați. Așa. Și acum o să lucrăm această margine, am zis să pun culoarea galbenă și este un Alize Diva Silk Effect, fiindcă tot am asemănat grosimea cu Alize Diva Silk Effect. Galbenul se potrivește la aceste nuanțe din degradeul meu și vom face o terminație, pasul racului se numește, sunt convinsă că o știți și dumneavoastră. Băgăm firul, un ochi de lanț și începem și lucrăm. Băgăm în fiecare ochi și lucrăm în fiecare ochi, dar lucrăm înapoi. Din această cauză se numește acest punct pasul racului. Deci în fiecare găurică
Da? Așa. Dumneavoastră, dacă nu doriți să faceți această margine, nu este nicio problemă. Este opțional această margine sau o puteți face cu același fir din care ați lucrat păscuța. Și facem așa de jur împrejur. Da? Am terminat și marginea pasul racului. Uitați ce frumos vine. Da? Vroiam să fac o precizare. Eu aș putea să numesc această beretă 2 într-1. Dumneavoastră, după ce o lucrați, fie o lăsați așa ca atare și o purtați cu modelul realizat, însă o puteți transforma foarte bine, îi puteți transforma aspectul foarte bine, făcând această terminație pasul racului cu altă nuanță sau, mă repet, cu același fir lucrat cu care ați lucrat basca. Și pe lângă această margină, în cazul meu galbenă, mai putem face, vom delimita borul băscuței noastre. Și las 1, 2, 3, 4 în 2, da? Deci cât se alege el când așez eu băscuța, vedeți? Și eu am așa, exceptând rândul cu unde am sporit, am 1, 2, 3, 4 rânduri de model. În 2, deci după cum vedeți, am îndoit. Și introduc între bobițe croșeta și voi lucra și automat eu îi dau un alt aspect băscuței mele. Am făcut un ochi de lanț, dau după croșetă, am 3 picioruri, am 3 fire, deci facem picioruș dublu redus. Și scoatem prin toate trei. Dau după croșetă, mă duc în următorul spațiu, deci între bobițe, da? Scot prin toate, da? Nu. Deci trebuia să fac și deasupra bobiței, mă scuzați. Deci dau după croșetă, bag și deasupra bobiței, și fac picioruș dublu redus. Dau după croșetă, bag între bobițe. Mare atenție să țineți rândul, da? Să țineți rândul. Înumărați din când în când să vedeți că să vedeți dacă sunteți tot pe rândul 4. Dau după croșetă. Da? Uitați cum vine. Dau după croșetă, bag prin spațiu, deci noi facem o bordură acum. Uitați. Și lucrăm așa, de jur împrejur. Deci așa vine. Da? Și lucrăm așa până ajungem aici. Gata, dragii mei, și borul la băscuță. Deci m-am plictisit de modelul care l-aveam și ce mi-am spus? Hai să transform basca.
și uitați, i-a dat cu tot un cu tot alt aspect. Se așează foarte frumos. Mă repet, această transformare este opțională, fiecare cum dorește. Da, mie mi-a plăcut foarte mult. Am postat o poză cu acest model. Bine, e transformat modelul. Pe pagina mea, lucrul manual de prin lume adunate, am văzut că a fost foarte apreciat acel model. Și ce mi-am spus? Băscuța care o am în lucru, să o transform și în modelul pe care dumneavoastră l-ați văzut postat de mine. Foarte bine, puteți să nu folosiți acest model la băscuță. Pur și simplu puteți realiza numai din piciorușe duble toată băscuța. Da? Însă eu, găsind acest model, bobițele astea, mi-a plăcut foarte mult, am realizat-o după cum ați văzut și în același timp am transformat-o în modelul pe care dumneavoastră l-ați apreciat foarte mult. Vroiam să vă arăt aici, ca de obicei, mie îmi place să închei lucrul, să nu se cunoască unde este încheiat, agăț ochiul, da? Stați așa că invers. Așa, da? Aici bag, agăs cele două fire, bag ochiul meu, trag prin cele două fire, da? Întorc, îmi iau o croșetă mai micuță, bag pe aici, prin aceste două fire și trag firul. Și uitați, nici nu se cunoaște că aici am încheiat. Gata și bereta noastră, 2 într-1. Uitați, vine marginea foarte frumos. Am făcut aici o floricică ad hoc, așa ce mi-a venit pe moment. Nu e chiar ca cea din poza pe care eu am postat-o, dar fiecare poate să facă și să accesorizeze băscuța cu ceea ce dorește. În speranța că v-a plăcut și acest proiect, îmi doresc foarte mult îmi doresc să o lucrați. Aștept poze din partea dumneavoastră. Mă repet, puteți să-i faceți această bordură foarte bine, puteți să nu o faceți și să o purtați ca atare, modelul pe care l-am făcut. Da? De aceea eu am numit-o 2 într-1. Deci, în speranța că v-a plăcut și acest proiect, până pe data viitoare, vă doresc spor în toate. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați abonat la canalul meu și că mă urmăriți. Și pe curând! La revedere!